Până dimineața. Astăzi știm cu toții că este ziua de duminică, zi în care noi ca oameni, cât și bunul nostru Dumnezeu, a numit o zi de sărbătoare. Mă bucur foarte mult ca și în această dimineață să vă pot întâlni și de ce nu să discutăm. Să fiu sincer, îmi cer mii de scuze pentru că de fiecare dată de câte ori mă pun în fața camerei se întâmplă ca eu să nu am anumite subiecte gândite de dinainte sau teme pe care să le discutăm. Ei bine, nu știu sigur dacă voi dori să am o anume temă, dar vreau mai întâi de toate îmi cer mii de scuze. Deci, nu am anumite teme de discuție, dar intenționez, de ce nu, să discutăm pur și simplu. Să-mi spuneți mai exact dacă săptămâna asta a fost o săptămână frumoasă, plăcută sau nu, dacă a fost cu probleme sau nu, totul depinde de dumneavoastră. Ce pot să vă spun e că pentru mine săptămâna asta a fost o săptămână nu foarte reușită, dar nici frumoasă rău de tot. E adevărat, am început destul de bine, dacă vă mai amintiți, în primul clip pe care l-am făcut, spuneam că această săptămână aș dori cu toată inima să și cred și sper că va fi o săptămână cu succese bune, frumoasă din multe puncte de vedere. Ei bine, nu pot să mă laud că a fost chiar din toate punctele de vedere frumoasă, dar în schimb aș putea să spun că am trecut cu bine și n-au fost atât de multe probleme. Apropo de acest lucru, vreau să vă spun că aseară am stat de vorbă cu soția mea și îi spuneam că ar fi ideal, cu toate că noi am mai încercat partea asta nu odată și de câteva ori bune, de câteva ori, și că ar fi frumos dacă ne-am luat zborul din țara asta și am încercat să scăpăm efectiv de situația în care ne aflăm în acest moment. Casa mea nu e atât de strălucită, frumoasă. În schimb, nu pot să spun acum că nu m-aș mulțumi cu ea. Sunt oameni sau sunt persoane care nu au nici măcar atâta lucru și totuși trec peste această, hai să spunem, problemă. Da, rămâne problemă. Deci, îi ceream soției mele să găsim soluții sau să gândim posibilități de a pleca, de a ne duce într-o anume țară străină. De preferat mi-ar place Anglia. Asta pentru că n-am văzut-o niciodată și dacă am văzut ceva despre această țară, am văzut doar pe internet sau la televizor și nimic mai mult. E o țară cultivată, după câte am văzut, o țară foarte bine educată, o țară care am văzut că acordă exagerat de multă atenție învățatului când vine vorba despre copii și o educație bună. Îmi place multe acolo. Chiar consider că una dintre țările bine puse la punct din acest punct de vedere. Aș vrea ca să pot pleca într-acolo și eu și soția, cât și copilul nostru, împreună cu toți trei să mergem acolo. Poate vă întrebați de ce îmi doresc acest lucru. Situația mea, după cum poate o știți sau nu știu dacă v-am și spus-o, dar nu este atât de roză din punct de vedere financiar. Locuiesc într-un cămin studențesc, cămin în care autoritățile din partea primăriei, cât și Consiliul Județean, au acceptat ca un număr de familii, cât și de elevi proveniți din
casele de copii să locuiască în această instituție de elevi. Ce s-a întâmplat mai exact, ca să fiu explicit și să nu vă bag în ceață? E bine, căminul acesta în care noi locuim în momentul de față trebuia de fapt să locuiască elevii, dar pentru că cei de la primărie, cunoscând situațiile noastre și văzându-ne că efectiv ne-am făcut și noi familii la rândul nostru și că vrem să avem o viață normală, au hotărât să ne ofere această posibilitate de a locui în instituția asta. Instituția este școlară, după cum bine am spus și mai devreme. În schimb, cei de la conducerea școlii, împreună cu primăria și Consiliul Județean, au eliberat un palier întreg, adică dintr-o anume clădire, parterul l-a eliberat și l-a dedicat sau ni l-au dăruit nouă celor care provenim din case de copii sau avem o situație familiară cât și financiară destul de neplăcută. Asta n-ar trebui neapărat să conteze, nu neapărat vreau să vă vorbesc despre asta, adică pot să spun și recunosc că e un gest frumos din partea lor și puține instituții din partea statului pot să facă acest lucru, lucru care sincer e de apreciat și aș putea să spun vorba celor de la prima doamne ce o avea, de la ProTV, jos pălăria pentru astfel de oameni și cred că sunteți și dumneavoastră de acord cu acest lucru. Dar știți cum este după 7 ani de zile sunt într-o comunitate unde din păcate vecinii după acest palier nu au niciun gând de a schimba atitudinea, comportamentul și situația lor ca oameni. Nu văd de ce aș mai continua să locuiesc în astfel de cămine. Problema mea e că m-am săturat într-adevăr de câtă mizerie și câtă... Da, scuzați-mă, nu cred că trebuie neapărat să vă spun toate astea. Despre asta ar trebui de fapt să nu vă povestesc pentru că, sincer, nu doar că ne dăm dovadă de nesimțiți, jegoși și multe la un loc, dar automat mă fac și eu de râs atâta vreme cât locuiesc în astfel de cămin și încep să vorbesc despre. Îmi pare rău pentru că trebuie să vă spun și lucrurile astea, dar asta e și motivul pentru care, sincer, eu și soția mea m-am săturat să locuim aici. WC-ul este la comun și vă dați seama că nu se ține cont de curățenia cuiva sau nu se păstrează curățenia, ba din contră se bate joc de această chestie, de munca acelei persoane care e dispus să facă ceva pentru acest palier. Lăsând asta deoparte, nu știu sigur dacă ați avut posibilitatea să vedeți clipuri postate pe canalul YouTube cu numele Îngerii Crăciunului. Eu și un bun prieten am încercat să facem ceva pentru copiii ce locuiesc aici pe palier, așa că am organizat niște spectacole, niște acțiuni prin care ceream oamenilor să vină să întindă o mână de ajutor prin faptul că acești copii au fost ocoliți mai dintotdeauna sau situația părinților financiară nu le-a permis să le facă cât un cadou de Crăciun. Așa că cu ajutorul multor firme, unei televiziuni cu inimă bună și
a mai multor persoane, am reușit să facem anul 2011 un an foarte puternic, plin, bogat de surprize, cadouri și momente fericite, nu pentru noi ca oameni mari, ci pentru copiii ce provin din aceste familii care locuiesc pe acest palier. În urma acestui lucru, sincer, nu vreau să fiu răutăcios. Am avut o... un gust amar. Cred că asta e cea mai bună exprimare. Un gust amar pentru faptul că, virgulă, părinții acestor copii, în momentul în care au văzut că am fost plecat eu și soția mea în Germania timp de 2 luni, au profitat, mi-au spart casa și au început să fure de la mochetă, covor, pături, haine, frigider, mașină de spălat și tot ce înseamnă lucrul din casa unui om, fără ca să regrete sau fără ca să conștientizeze că efectiv ei furau pe cei care îl fura pe cel care tocmai a făcut ceva frumos pentru copiilor. Asta este România în care noi trăim. Nu neapărat vreau să o critic din acest punct de vedere. Vă spun toate aceste lucruri ca să vedeți motivul pentru care îmi doresc să plec din acest cămin. Recunosc un lucru foarte important pe care puține instituții sau puține persoane beneficiază de acest lucru. Faptul că noi aici pe palier nu plătim nicio utilitate, cum ar fi curent, apă, gaze, chirii sau alte chestii. Ba din contră, suntem păsuiți, ba mai mult lăsați în pace. Lucru care aș putea să mulțumesc pe această cale primăriei Târgoviște, Consiliului Județean, cât și instituția acesteia școlare, ce ne-a îngăduit și ce îngăduie în continuare să fim lăsați în pace și de ce nu să locuim în această instituție. Frumos din partea lor aș putea să spun și cred că sunteți și dumneavoastră de acord cu acest lucru, de aceea am ținut morții să vă spun și acest aspect. Lăsând asta deoparte, vă spuneam că vorbeam cu soția mea și încercam să ne gândim împreună dacă putem sau găsim o oportunitate sau dacă cunoaștem pe cineva care să ne ofere această oportunitate de a părăsi țara și de a ne face viața într-o altă țară unde am crede noi că am putea să ne descurcăm. Trist e că am găsit, dar vedeți dumneavoastră oameni care vor să plecăm pe rând, niciun caz toți grămadă și cu acest lucru sincer nu sunt de acord. Motiv pentru care mă întristez și vă dați seama că nu pot să spun că îmi pică bine această veste. Partea cea rea din chestia asta e că va trebui să mai așteptăm, să mai suportăm momentele astea în care facem parte din acest palier de care tocmai v-am vorbit și pentru asta e puțin cam aiurea. În schimb, așteptăm ca vara să vină și de ce nu, poate dacă se oferă, apare o oportunitate de a părăsi țara sau de a pleca într-un loc stabil unde putem avea posibilitatea să plătim o chirie și să locuim toți trei, vă dau cuvântul meu că n-am să ezit sau n-am să dau cu piciorul una astfel de oportunitate. Haideți să vă mai spun așa în mare cam ce planuri am pentru vara 2012. În vara 2012 voi pleca împreună cu familia mea la Costinești. Sper ca să nu întâmpinăm probleme ca în anii 2005, 2008, 2009, chiar pe acolo, să nu întâmpinăm probleme cum ar fi
ca noi să fim puși în situația sau în postura să cerșim actul sau acte care să ne permită care să-mi permită mie să-mi desfășor activitatea de portretist. Lucru cu care, sincer, vreau să vă recunosc sau să vă spun că m-am luptat atâția ani și de fiecare dată de câte ori am încercat să ajung într-acolo cu astfel de probleme, prin astfel de probleme a trebuit să trec. Iertați-mă că mă bâlbâi și că nu de fiecare dată găsesc cuvintele corecte de a mă exprima în fața dumneavoastră. Sunt convins că râdeți sau poate că aveți toate motivele să o faceți și bine că o faceți într-o oarecare măsură, pentru că în felul ăsta dacă îmi veți spune sau îmi veți face comentarii și îmi veți spune unde am greșit, voi ști și eu cum să mă exprim pentru viitor și de aceea chiar apropo de acest lucru, chiar vă rog să nu ezitați să faceți comentarii. Apropo de asta, știți că am început să fac filmările astea de luni, lucru care de luni până în momentul de față s-au făcut 7 filmări înregistrate în acest mod și vă spuneam că mă bucur din toată inima pentru că de fiecare dată fac asta cu plăcere, dar m-aș fi bucurat și mai tare dacă aș fi văzut și comentarii din partea dumneavoastră. Aștept, nu e o problemă, voi aștepta acea zi în care să văd sugestii, comentarii și, de ce nu, critici dacă simțiți nevoia să faceți. Dacă nu, aștept doar să dați like-uri și ce simțiți dumneavoastră nevoia să faceți. Asta este momentan viața mea și aș putea să spun că în parcursul acestei săptămâni am făcut acest lucru doar pentru ca dumneavoastră să vedeți o săptămână din viața mea, să discutăm, de ce nu, pe problemele cu care eu mă confrunt și de ce nu să vedem, să vedeți cam cum apare, cum ce am mai putea vedea noi în afară de faptul că ați văzut pe YouTube fel și fel de chestii ciudate, neciudate. Poate că și faptul că fac ce fac să, în mintea dumneavoastră e tot o chestie ciudată, dar recunosc că poate fi o chestie ciudată, dar aș putea să adaug că e puțin diferită. Vă salut și mi-a făcut o deosebită plăcere ca această săptămână să vă dedic vouă fiecare dimineață de la orele 7 până în orele 8, moment în care eu să mă înregistrez și să vă spun ceea ce simt, ceea ce cred și să discutăm anumite subiecte pe care într-o bună zi sper să vină și comentarii și like-uri din partea dumneavoastră. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze această zi de vacanță, așa o numesc eu ziua de duminică, e o zi de vacanță pentru fiecare om, asta datorită faptului că noi știm din partea lui Dumnezeu că duminica e o zi de libertate, de odihnă și așa că eu cred că am caracterizat-o bine, spunându-i că e o zi de vacanță. Vă doresc ca dumneavoastră să aveți parte de această zi cu de multe bucurii, succese și încă o chestie, vă mai doresc ca săptămâna ce va începe să vă aducă rezultate în ceea ce v-ați propus pentru această săptămână și să vă bucurați de familie, de sănătate și toate cele bune. Vă iubesc pe toată lumea, cei ce mă priviți, cei ce mă apreciați, cei ce mă criticați, de ce nu, sau veți face comentarii. Vă salut și toate cele bune. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, cât și familia dumneavoastră.